După ce a decis să, să, se despartă de Mihai, Ana, ați văzut, s-a retras, nu prea mai comunicat cu el, stătea mai mereu tristă și în seara aceasta la capricii a intervenit telefonic mama acesteia, care a încurajat-o și spunea că dacă ea are o stare proastă și e tristă, la fel este și familia, să stea în continuare în casă, să trăiască în continuare experiența, lor le place de Mihai. Și am văzut că după uh, această uh, conversație, după ce s-au terminat capriciile și când s-au deschis ușile, Ana și Mihai uh, au reluat interacțiunea. La un moment dat el uh, i-a prins părul acesteia la bucătărie i-am văzut și pe terasă, aveau uh, atinge, se atingeau pe mână, spunea uh, Ana ce vrei să-mi spui și el a zis că nu vrea să-i spună nimic, dar se apropia de ea și atunci uh, Ana a zis, uh, scuză mă am crezut că vrei să-mi spui ceva, dar au continuat să rămână împreună și să discute despre altele. După puțin mai târziu, când uh, s-au adunat mai mulți concurenți pe terasa fetelor, ei de asemenea erau uh, unul lângă celălalt, și poate cine știe speranța lui Mihai de-a se împăca cu Ana poate deveni realitate pare că nu mai este atât de categorică aceasta